Responsabilitate și maximă vigilență sunt cuvintele cheie care pot descrie în totalitate munca titanică pe care o depun zi de zi medicii din Republica Moldova. Oamenii în halatele albe, așa cum mai sunt cunoscuți în popor, și-au sărbătorit ziua lor profesională. Pe lângă urările de bine și mesajele de felicitare care au răsunat la Rezina, nu trebuie să uităm că, datorită lor, doctorilor, o viață este salvată și un zâmbet arată frumos. Această profesie este pe bună dreptate considerată una dintre cele mai nobile din lume, dar și una extrem de responsabilă. Majoritatea absolută a rugătorilor în halate albe își onorează funcțiile de serviciu la un înalt nivel de maestrie profesională și posedă înalte calități umane. Sentimentul de caritate și compasiune, noblețe sufletească, muncind cu jertfire de sine, deseori în afara orilor de program, ghigându-se în activitate de zi cu zi, de obligație supremă fixată în jurământul consfințit. Suntem cei care aduc bucuria continuității neamului în fiecare familie, care doresc o rază de speranță suferindului, tratează boala și sufletul în baza simplei chemări a inimii. Această profesie rămâne a fi una dintre cele mai importante și necesare activități în cadrul unui stat. Noblețea și responsabilitatea acestei maestrii nu poate fi discutată, ea poate fi doar respectată, admirată și remunerată la un nivel înalt. Dragi colegi, felicitări personal încă o dată, sănătate, baftă la mai mult și la mai mare. Fie ca jurământul lui Hipocrate să vă călăuzească mereu, să vă fie izvor de bunătate, caritate și mărinimie. Cele mai calde urări de bine, mulți stimații noștri îngeri păzitori în halate albe, vă dorim să aveți sănătate, prosperitate, dumneavoastră, rudelor și celor apropiați, spor, baftă, noroc în toate, pace și înțelegere în familie, liniște și căldură în suflet, iar domeniul în care activați să vă aducă oamenilor bucurii și dumneavoastră satisfacție, inimă împăcată și numai bine. Stimați colegi de sindicate, stimați colegi de sănătate, în numele Confederației Naționale Sindicatelor din Republica Moldova, în numele Sindicatului Sănătatea și a Consiliului Interamural al Sindicatelor din Raionul Rezina, vin către dumneavoastră cu cele mai frumoase felicitări și urări de bine, dorindu-vă sănătate, fericire, prosperare și tot ce vă doriți dumneavoastră. Îmi exprim recunoștința, respectul față de lucru dumneavoastră nobil, față de nopțile nedormite pe care le aveți. Vă doresc dumneavoastră în continuare să aveți sănătate și recunoștința pacienților. Stimații noștri lucrători din domeniul medical, stimați farmaciști, este o zi special pentru dumneavoastră. Toată lumea are nevoie de sprijinul și de sănătatea dumneavoastră. Vă dorim noi, cei din secția cultură, împreună cu această orchestră frumoasă. Fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, se sărbătorește Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului. Această zi a fost instituită prin decret prezidențial în anul 1994.